Când eram mic, aveam 6-7 ani, vă amintiți, nu era curent peste tot în Curtici. Și ne strângeam la nană mare, la Bota. Părinții jucau domino, cărți, și nană mare ne-a adunat prunci în jurul ei, ne punea coceni și ne povestea. Ne povestea de Alba Iulia, de Marea Unire. Ne povestea, ne cânta tricolorul și plângeam. Și mi-a rămas în minte un scurt text. Mi-a rămas mai multe de asta, aș vrea să te spun. Nistrule, apă vioară, te-o-i face neagră cerneală, să te torn în calimară, să scriu o carte poștală, o colindă către țară, să o citească tot românul, de la Nistru până la Tisa, că asta e România noastră. Timpul a trecut și mi-am pus întrebarea de ce pe scena Casei de Cultură în Curtici cei care dansau erau îmbrăcați în diferite costume, când noi curticenii ar trebui să avem o mare mândrie pentru costumul nostru tradițional. Dacă nu cunoaștem istoria și trecutul, nu putem să iubim acest costum popular. Așa că, în câteva cuvinte, îmi permit încă o dată să vă spun ce înseamnă costumul popular de Curtici, de ce așa cum îi, pentru că e unic în România. Deci ceea ce vă spun, vă spun cu toată responsabilitatea. Curticiul s-a format după 1450 și prin anumite conjuncturi. Aici au fost apuși la început în Vatra, unde stăm noi acum, țăranii răzvrătiți de moșiile crofilor. Din zona până la Alba Iulia, special din zona Beiușului. Și au fost dus aici. Erau în regim de detenție, nu aveau drepturi, nu era pușcărie. Erau așezați aici, puși aici, pentru că erau țărani mândri care n-au plecat capul în fața stăpânirii. Fiind duși aici, bărbații n-aveau voie să poarte în picioare nici opinci, nici cișme, nici bocanci. Nu erau bocanci, dar zic bocanci ca să înțelegeți, ci purtau șlarfe. Șlarfe, șlarfe. Curticianul știe ce înseamnă șlarfe. N-aveau voie să poarte cureaua, pentru că cureaua reprezintă o armă. N-aveau voie să poarte brâu, pentru că și brâu reprezintă o armă. Și atunci, țăranii, străpunii noștri, își legau izmenile cu nădragi, în față purtau o zanie, o chemeșe largă, peste toate astea, și un zobon, ăsta e de vale. Iarna mai aveau sumanul, căciula, vara purtau plopul. Foarte interesant, femeile purtau portul românesc sub un strai nemțesc. Vedeți dumneavoastră, femeile aveau 7 poale brodate în model românesc, dar întrucât nu aveau drepturi, au pus peste el un strai nemțesc. Și arată cum arată. Și dansul popular de Curtici s-a format tot datorită acestor opreniști. La Curtici, bărbatul în vechime, cismele au apărut mai târziu, după 1750, când deja nu se mai practica aceste opreniști, dar până atunci bărbatul în Curtici își juca partenera, mândra, pentru că el nu putea să miște având șlarfe. De aia la Curtici să zică, curticianul își joacă mândra. Și aș fi foarte bucuros ca tinerii noștri să învețe să joace cum jucau străbunii noștri la origini. Dar
până atunci să fim mândri de portul nostru, pentru că este un port al unor oameni mândri care nu au plecat capul niciodată. Și să-l purtăm cu cinste și mândrie.